Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Este ora 20:00, este luni, începe ora expertizei la Jurnal TV. În această seară o să discutăm despre declarațiile și așa zisele dezvăluiri, sau poate nu neapărat așa zisele, dar debitările pe care le-a făcut astăzi Procurorul General și războiul care, vedem, este tot mai aprins dintre fostul șef anticorupție Viorel Morar și Alexandru Stoianoglu, altfel spus, între vechea tabără sau fosta guvernare prin persoana, cel puțin asta sunt livrabilile pe care le auzim și le citim. E vorba despre fosta guvernare care încă e la Procuratura Generală și actuala guvernare care, din ceea ce am mai și citit, este consiliată, sau o punem sau nu în ghilimele acest consiliată, de către Viorel Morar. Și aici apar tot felul de dezvăluiri, tot felul de acuzații. Despre acestea o să discutăm în această seară, dar nu doar. Vorbim și despre Pandora Papers, o altă scurgere masivă de informații la nivel mondial. Pe Republica Moldova o să redescoperim câteva zone offshore în care Vladimir Plahotniuc își ține activele. Mai bine zis, o să readucem în memoria voastră câteva dintre denumirile, câteva companiile care dețin, de fapt, toate fluxurile financiare pe care le-a exportat din Republica Moldova, despre care însă Jurnal TV a vorbit și în 2018. Cine sunt invitații mei din această seară? Este vorba despre domnul Lilian Carp, deputat PAS, domnul Valeriu Osalep, fost viceministru de externe, și domnul Roman Mihăieș, comentator politic. Bună seara și bine ați venit la ora expertizei. Bună seara! Înainte de toate, înainte să discutăm pe îndelete, vă propun să urmărim reportajul realizat de colegii mei de la știri, după care revenim cu discuție, evident, aici în platou. Alexandru Stoianoglu susține că instituția pe care o conduce cu suportul experților Europol a reușit să decodeze și să descifreze corespondența de pe unul din telefoanele utilizate de către fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Procurorul general a precizat că acțiunile de decriptare au fost legale. El a menționat că inclusiv unii reprezentanți ai Uniunii Europene se regăsesc printre apărătorii aprici ai lui Morar. Da, ați intuit corect. Este vorba despre Petru Mihalcu, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova în ultimii 4 ani, care la fel a fost într-o corespondență directă și apropiată cu fostul șef al Procuraturii Anticorupție. Viorel Morar îl raporta orice mișcare și îl aproviziona din plin cu materialele de uz intern, este procesuale, în interesele acte procesuale, în interesele sale și împotriva Procurorului General. Consecințele unei asemenea apropieri de conducere delegației Uniunii Europene la Chișinău sunt evidente, având în vedere bogată rețea de ONG-uri, de media, experți în politici și reforme, care evident sunt finanțați pentru a fi independenți. Procurorul general a acuzat mai multe ONG-uri finanțate din fonduri externe de faptul că ar fi avut legături directe cu Viorel Morar. Stoianoglu l-a acuzat pe președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea, că deși a picat concursul la șefie Procuraturii Generale, se pare că a rămas curatorul Maiei Sandu pe domeniul Procuraturii. Aș vrea să remarc aici un lucru extrem de curios. Absolut toate sugestiile lui Viorel Morar, expediată lui Vladislav Gribincea, se materializau neîntârziat în investigații jurnalistice, asumate de instituții respectabile de presă, jurnaliști de investigație cu trimitere la sursă ale redacției, ficând subiectul averii impunătoare a familiei fostului șef al Procuraturii Anticorupție, a rămas suspect de intact în fața acelorși rechini al jurnalismului de investigație. Stoianoglu mai susține că analiza comunicării lui Viorel Morar cu reprezentanții ONG-urilor arată clar ale cui interese sunt, de fapt, lobate de aceste organizații neguvernamentale în Republica Moldova. O asemenea susținere a lui Viorel Morar din partea IPRE nu este întâmplătoare. Este suficient să deschidem lista donatorilor IPRE și devine limpede cine stă în umbră.
Fundația Konrad Adenauer, organizația partener al președinției, Fundația Soros Moldova, Uniunea Europeană, etc. L-am sunat pentru o reacție pe fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, dar soția acestuia ne-a spus că el este plecat. Deocamdată nu a reacționat nici fostul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. În schimb, au reacționat unii dintre cei vizați în declarațiile lui Stoianoglo. Președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, a scris pe Facebook un mesaj scurt: lasă-mă să tac cu înțelepciune. Iar fostul director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, ajuns între timp secretar de stat al Ministerului Justiției, Iulian Rusu, a menționat că insinuările lui Stoianoglo sunt absolut nefondate și cad sub incidența legii penale. Prin publicarea informațiilor care țin de comunicarea privată și cu privire la persoane care nu sunt vizate în dosare penale, este încălcat dreptul la secretul corespondenței, iar acțiunile dumnealui se încadrează în articolul 178 Cod Penal, violarea dreptului la secretul corespondenței cu circumstanțe grave, folosirea situației de serviciu, precum și obiect de procedură disciplinară. A reacționat și ministrul de externe, Nicu Popescu. Acesta a scris pe Facebook că ceea ce s-a întâmplat astăzi este un act regretabil și foarte periculos în relația cu partenerii externi. Procesele de investigație urmează să țină cont cu strictețe de prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și să evite orice fel de acțiune care periclitează integritatea comunicării diplomatice sau care ar prejudicia statutul personalului diplomatic acreditat în Republica Moldova. Reprezentanții Delegației Uniunii Europene la Chișinău nu au comentat deocamdată declarațiile procurorului Alexandru Stoianoglo. Revenim la discuții în platou. Dacă e cineva dintre dumneavoastră care ar dori să ofere un comentariu la început, vă rog, dar eu totuși am o curiozitate și aș vrea, evident, cine dintre dumneavoastră consideră că ar putea să-mi răspund mai bine la întrebare, la această curiozitate. De ce mi se pare, sau poate vi se pare și dumneavoastră, nu știu, Alexandru Stoianoglo iese sau... această apariție a lui Alexandru Stoianoglo nu seamănă a unui procuror general, dar ca unui, de exemplu, de politician, deputat, care vine și face anumite declarații despre o persoană X, Y, Z. Putea liber sau limpede să zic că există un dosar pornit pentru acest fapt. Sunt vizați A, B și C. Uftiți. Eu fer primul loc. Bun. Este clar, procurorul general, în loc în linie să se ocupe cu atribuțiile de serviciu care sunt în exercițiu, cu dosarele lui Platon, cu dosarele lui Plahotniuc, cu dosarele inclusiv și al lui Viorel Morari, care el zice că are o avere imponantă, da, care trebuie verificată în ce condiții și-a obținut Viorel Morari. Venitul, el s-a apucă de citit corespondența oficialilor europeni și cu adevărat asta cade sub incidență penală și va răspunde în condițiile când se adeverește că a fost făcut public și secretul în corespondenței. Problema este alta, de mult se vehiculează în târg, așa că cumva, dacă ascultăm discursul lui Stoianoglo, vedem că nu se deosebește foarte mult cu tezele în campania electorală care erau deci folosite de către unii actori politici. Dacă deschizi canalul de Telegramul Țârde, exact, parcă ai impresie că tot ce a scris asta timp de ani de zile, asta a reușit în perioadă de jumătate de oră în conferință de presă să le arunce. Și nu este exclus faptul să avem în capul lui coacerea unei, eu știu, implicare a lui în politică sau mai știu ce este în mintea lui. În loc să se ocupe cu dosarul de rezonanță, ați văzut astăzi a apărut pe un portal de știri despre corespondența pe care a avut-o cu Platon. El spunea că ultima dată a vorbit cu Platon în anul 2010. Și apare astăzi un portal de știri pe un număr de telefon, cum pe discuția și felicitări de anul nou și alte sărbători prin care astea... Și acest scurgere apare exact în... Și apare... ziua când... Deci, astea nu sunt coincidențe, eu sunt... Da, coincidențele nu sunt pur și simplu, dar... Deci apare... Această corespondență dintre Platon și Stoianoglo, care demonstrează legătura dintre acești doi de foarte mult timp,
Și această corespondență a existat și după 2010. Da, el spune în presă că ultima oară în 2010, în realitate a avut discuții până când a fost închis și demonstrează încă o dată că rolul lui a fost de a-l elibera pe Platon din închisoare. Deci se confirmă acele declarații pe care sunt făcute publici de mai mulți și analiști politici. Totodată vedem pe câteva zile în urmă, câteva săptămâni de fapt în urmă, întâlnirea unui procuror, da, Mirandolina, înțeleg eu, foarte aproape lui Stoianoglu, la întâlnire cu Goffman în ceea ce privește cu Landromatul. Și iarăși, aceeași gașcă de oameni, întâlnindu-se, deci, prin Chișinău, implicat pe anumite subiecte și dosare, vedem că oamenii s-au activizat. Și clar că încă o dată demonstrează că acest procuror a mințit atunci când spune că nu a avut nicio discuție cu acești oameni, că nu a avut nicio implicare, nici privește cu implicarea în Landromat și tot așa mai departe. Deci el, părerea mea, este implicat. Care este logica acestei ieșiri a procurorului general? Una, a ieșit la atac, fiindcă tot mai multe, deci, voci sau argumente sau probe sunt aduse public despre implicarea sa. A fost și acea comisie parlamentară în care demonstra implicarea lui, deci, lui Stoianoglu în Landromat. Asta am făcut și eu în sesizare, unde de fapt am luat acele materiale care aduce sau probe în care Stoianoglu propriu zis s-a implicat și în modificarea legislației care a permis deci propriu zis Landromatul în Republica deci Moldova, dar sunt și altele. Până în ziua de astăzi noi nu vedem o acțiune din partea lui Stoianoglu în Ucraina pentru a putea să demonstreze că nu a avut loc acele transmitere de acțiuni către soția sa din partea lui Platon. Și iarăși, deci noi, eu cei ce am vrut astăzi să prezint deci la Consiliul Superior al Procurorilor, că nu s-a întâmplat nicio acțiune. Așa, spuneau că a fost cumva, au făcut un fals de nu știu cine, un atac pentru a duce în eroare, că în realitate este că n-au intervenit pentru a putea să-și recapite înapoi acele acțiuni, deci Platon. Și trebuia pur și simplu să aduc argumente, că nu am dreptate din ceea ce încercam să prezint eu astăzi. Dar și alta este și mai interesant, că încearcă să-și subordoneze Procuratura Generală. Iarăși, câteva zile urmă, au fost acele convorbiri telefonice tot prin portal de știri dintre adjunctul său, Ruslan Popov, dar cu un alt, deci, procuror, din informațiile care sunt, pentru a putea loializa pe unii procurori, se pornește anumite măsuri disciplinare, așa fișă 1-1, da, numită, apoi pentru a putea fi iarăși reabilitați, revenirea în sistem, deci se încearcă loializarea lor și încă o dată, în acele convorbiri, s-a demonstrat că Ruslan Popov, cel puțin prin declarații adică false și fals de acte și trafic de influență pe care deci el o face, și tu să nu ieși azi în conferințe de presă, măcar să spui 2-3 cuvinte despre ce cu acele convorbiri telefonice apărute în spațiu public lui Ruslan Popov, dar faci niște atacuri. Adică tu ori gestionezi ceea ce se întâmplă în cadrul Procuraturii Generale, ori tu pur și simplu folosești această mașinărie în spalarea imaginii unor deci persoane implicate sau certate cu legea, da? Implicate în diferite acțiuni ilegale și certate cu legea. Să luăm atunci pe rând, domnule Ustelep, ieșirea de astăzi a domnului Stoianoglu a venit și cu câteva chestiuni, nu, pe lângă acuzații, a utilizat și Europolul ca și organizație cu care zice că a conlucrat pentru descifrarea convorbirilor telefonice dintre Viorel Morar și șeful delegației UE. Ați văzut și dumneavoastră genul de mesaje sau corespondență. Nu avem deocamdată o confirmare directă de la Europol. În zilele astea este foarte complicat să crezi pe oricine. Este cu asemenea declarații. Părerea dumneavoastră? Părerea mea despre ce? Despre declarațiile lui Alexandru Stoianoglu referitoare la corespondența dintre Morar și Petre Mihalcu.
Asta e și un sunt detaliu de mic. Eu pot să mă refer la acest, dar este, într-adevăr, cred că 45 detalii la care eu cred că... Dumneavoastră ați început emisiunea interesantă. Ca și detaliu, și bine, cred că o să fie multe... dacă sunteți de acord că e un scandal monstru, de fapt... Eu, pe rând, Uniunea Europeană se implică, de exemplu, în justiția din Republica Moldova. Probabil ați citit asemenea titluri. Am citit, dar eu evit întotdeauna să nu fiu parte a oricăror procese. Nu am în vedere dumneavoastră să manipulați, dar formulările trebuie să fie atente, de asta trebuie să luăm de la început. Asistăm noi, în general, de o perioadă, nu azi, dar de o perioadă anumită, asistăm noi oare la o luptă politică cu procurorul general, da sau nu? Eu cred că da. Este oare adevărat că după 2009, posibil și înainte de 2009, dar atunci nu era așa dezvoltată presa, nu atât de mult, noi discutăm, dar este oare adevărat că după 2009 Procuratura Generală și în special funcția Procurorului General și Curtea Constituțională au devenit elementele de bază a puterii în Republica Moldova? Eu cred că da. Este oare adevărat că din 2009 noi toți avem permanent dubii în ceea ce face Curtea Constituțională, practic majoritatea cazurilor noi discutăm până în timpul și după. Cineva poate să spună că asta e democrație în creștere și mai departe, dar eu cred că asta nu e un lucru normal, că nu se schimbă absolut nimic în domeniul ăsta și în loc deciziile Curții Constituționale să fie previzibile, de fiecare dată noi ghicim în favoarea cui de la putere ele joacă aceste decizii. Același lucru se referă la Procurorul General. Eu n-am participat la elaborarea legii privind Procuratura și Procurorul General. Dar eu știu că în 2009, când se schimba puterea și a început a schimba din viceministri în secretar de stat și apoi se lansează concursul și apoi se schimbă, eu mă prăpădem de râs. Pentru că în fiecare 2 ani vine o nouă putere și faci fix așa și face precedentul și pur și simplu schimbă cu locurile. De ce am povestit de tot asta? Pentru că astăzi PAS, și eu am salutat asta, dacă țineți minte, înainte de alegeri, în timpul alegerilor și după. Eu la dumneavoastră în studio am spus că susțin asta. Și cred că acestui partid trebuie de le oferit o șansă să demonstreze. Iau toată puterea în stat. Toată, absolut, lor nu le încurcă nimeni, nici măcar opoziție n-au. Și dacă observați, eu sunt foarte prudent în a-i critica, până și. Dar deja mă încălzesc. Dar, ce aici ține de subiectul procurorului general, dacă nu contează cine, că nu e vorba de familie, dar el a fost ales pe 7 ani, o nouă guvernare, și aici nu mă refer la PAS, dar la oricine, care vine și începe a inventa sub oricare formă, orice și, ca să-l scoată, imediat mă transferă la câțiva ani înainte. La regulile Partidului Democrat și care au fost până atunci. Fix așa. Inventau tot ce doriți, numai ca să fie să ce anume mi se par invenție? Deci, în lege scrie, dacă citiți legea, în ce momente și cum poate fi mișcat și scos din funcție procurorul general. Eu aș înțeleg că logica era ca procurorul general să fie minimalizat de influența politică. Pentru că cei ce s-au transformat procuratura generală în ultimii 10 ani, asta este catastrofă. Și fiecare din noi trebuie să steamă. O să fie el subiect sau nu. Și eu trebuie să recunosc că acțiunile care eu le văd acum mă face să mă îngrijorez din nou. Pentru că eu nu înțeleg așa un fanatism și atâtea emoții legate de schimbarea procurorului general. Eu recunosc dreptul la oricine să spună care-s criteri și ce trebuie de făcut, dar eu văd aici emoționalii zăreat, aici e clean, luboi ținoi asta se numește. Și atunci eu, ca om care analizează obiectiv, mie mi se pare suspicios. Pentru că astfel de decizii se iau liniștit, calm, nu e o problemă de discutat și trebuie de schimbat. Mie nu-mi place când cei ține de Procuratura Generală, care este, după părerea mea, subliniez, este un sistem încă corupt, grav implicat în multe infracțiuni care au fost comise anterior, eu am lucrat în structuri de stat. Nu faci asta nici în jumătate de an, nici într-un an. Cum am spus data trecută, că nu îmblăm 100 de procurori noi, care dacă mâine îl schimbăm pe stoi în oglu, vine și spune că o, dar e cam 100 de băieți noi, tineri necorupți. Nu așa n-a să fie. A să fie tot o perpetuare. Frica mea este că faptul și modalitatea, mie deloc nu-mi plac trucurile astea, cu aprecieri, cu de cine mai procuror general, dar haideți pe toți. Dar ce nu pe președinte? Dar deși după principiul ăsta să nu aplicăm fix asta să-l evaluăm pe președinte și peste o an să-l scoatem. Nu, de exemplu. Pentru că așa vreau majoritate. Da, azi e PAS, dar mâine sunt alții. Dar mie asta nu-mi place. Anii trec. Eu dar atâta marazm am văzut în viață, că eu aș vrea un fel de previzibilitate. Și atunci când noi toți în studio susunem că să ne debarasăm de socialiști,
Eu ultimul lucru care vroiam să vină cineva și să repete un fel de trucuri de astea. De asta, acum eu, când nu, să nu monopolizez, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, noi să ajungem acolo la elemente, Europol, Europol, eu sunt absolut convins că domnul Stoianoglu e asigurat din punct de vedere legal în toate acțiunile el care le face. Asta eu n-am niciun dubiu. Și nu contează și Europol sau alte structuri. Eu poate mai ne răspunde domnul procuror general? Eu mai mult am rămas astăzi mirat de reacția Ministerului de Externe, diplomații sau oaspeții noștri aici. Sunt persoane pe care nu se poate de urmărit cu ce se ocupe în Moldova. Noi ne-au făcut deja Aldi Mihalco o favoare în anul 13-14. Când eu l-am adus în studio, nu odată spunem. Nu îi ajutați, că pe noi ne fură momentul ăsta. Iar ei erau acoperiri cu istoriile lor de succes. Și după asta, 2 ani, nu i-am auzit pe nimeni să-și asume răspunderea. Vorbind despre comunicarea sau, bine, despre relațiile, nu știu cât... bine, există și o anumită corespondență, probabil, la nivel diplomatic. Așa? Dar am văzut câteva înscrisori sau câteva... discuții care trec de... Eu n-am văzut despre ce-i vorba, dar domnul Mișu, nu poate întrebarea e, bine, haideți să discutăm așa în limitele raționalului. Mm-hmm. Genul ăsta de corespondență sau de conversații, de convorbiri, nu există între oricare alt politician care cumva ar vrea să transmită un mesaj și altor ambasade. Păi aici vorbim despre ambasada Moscovei, de exemplu. Eu asta ambasada, vreau să vă spun. Ambasada de Federația Dumneavoastră Rusă. Credeți că ambasadorul nostru la Moscova poate primi informații din intern, de ordine interne, Procuratorul General al Rusiei, da sau nu? Spuneți-mi dumneavoastră. Nu, haideți să fim serioși. Clar că nu. Că acolo dacă e informație, pe el în aceeași sară să fac cunoștință cu clădirea de pe Lubiancă și apăzvie acasă, în cel mai bun caz. Și nici în Germania, nici un ambasador n-a să fac cunoștință cu ce se face în organele interne. Absolut normal. Eu sunt primul care salut și îi văd pe în centrul Chișinăului să aibă contacte cu diplomați străini. Eu n-am fobii. Și eu sunt ultimul care e cu prostii de genul spioni și așa mai departe. Și asta se referă la toți. Oamenii trebuie să contacteze, să discute, să comunice. Însă, asta nici de cum nu poate să refere. Asta eu pot vorbesc cu ambasadorii ca ai vers păreți. Eu n-am acces la informații secrete, eu îmi spun părerea mea și gata. Dar oamenii care au acces la secret de stat și oferă informații de ordin secret altor persoane, eu cred că aici trebuie de sesizat și de văzut. Nu eu decid, dacă este președinte Comisiei pentru Securitate, putem să ne decidem. Poate le dăm voi la tăți. Poftim, eu, de exemplu, nu sunt potrivă dacă simbă lege și spune, tanțuim все, povestim tot ce știm. Eu nu sunt potrivă, de exemplu. Că ei și așa știu, pentru că politicienii noștri, în general, râd de contraspionaj în Moldova, pentru că primele persoane din stat, ele povestesc la alți politicieni tot ce este în Moldova și sfătuie cu dânșul. Care spioni avem noi, ce să mai afle ei? Din sensul ăsta, sigur că eu nu cred că este normal ca politicienii noștri care se schimbă, ba o poziție, ba alta, să povestească permanent ce cunosc ei. Și sunt multe de vorbit la subiectul ăsta, dar asta e un fenomen care se perpetuează încă mulți ani înainte, în Moldova. Domnule Mihaiaș, Alexandru Stoianoglu, în briefingul de astăzi, a transmis un mesaj persoanelor pe care le-a vizat? Sau e o încercare de a continua un război și noi asistăm doar la unul din game-uri? Dacă e să mă exprim în felul ăsta. Bine, dacă să ne exprimăm în stilul ăsta sportiv, lupta în jurul procuratorului general mergea destul de liniștit. Știți cum doi boxeri, mai întâi primul sau a doua repriză, din 12 ei cam boxează la distanță, așa cam se uită unul la altul. Deci se încălzesc, da. Și se vede că meciul s-a încălzit și primul a ieșit la atac decisiv Stoianoglu. Dacă putem să ne exprimăm așa, el astăzi a încercat să aplice o lovitură așa care să zdrobească adversarul sau cel puțin să-l clatine. În sensul că a dat drumul la niște informații, nici te-am înțeles dintr-un dosar penal în curs. Așa, asta am înțeles eu, că informația, el a spus că informația este dintr-o sursă, adică care este verificată, da? Asta nu neapărat înseamnă că aceste informații fac parte dintr-un dosar penal în curs. Aici, pentru că dezvăluirile unor informații dintr-un dosar aflat în curs nu se fac. Rămâne să semnă întrebări, de fapt, gen, la urmă, că trebuie să vină niște precizări din partea Procuraturii Generale, dacă a fost o scurgere de informații dintr-un dosar penal sau dacă asta a fost o informație, vedeți că dânsul a făcut o trimitere la Europol.
Dacă a făcut o trimitere la Europol, s-a acoperit cu Europolul, asta e altceva. Dar dumneavoastră corect a sesizat. Este un meci. Este un meci în jurul Procuratorii Generale și el durează ca minimum de pe 2009, așa cum a spus domnul Stalep. Ne aducem aminte ce dueluri mari se dădeau între Felat și Plahotniuc pentru funcție de Procuror General. Și apropo, Felat le pierdea permanent. S-a terminat cu acel... Odată definitiv, da. Și odată Plahotniuc, dacă să-l credem, Felat l-a și băgat în pușcărie. Adică s-a terminat meciul cu knockout pentru Felat. În cazul dat... Iată de ce m-a scuzat și Procuratura, da, cu oricare condiții trebuie lipsită de influența politică. Anume din așa... Și acum legea din 2017. Câteva fraze trebuie să spunem despre legea asta, pentru că dacă ne uităm la ansamblul legii, ea a vrut să-i dea puterea breslei procurorilor. Și lucrul ăsta e nociv din punctul de vedere. Republica Moldova nu este pregătită ca să dăm puterea breslilor și dovadă sunt și dosarele respective. Furtul miliardului, Landromatul, care în primul rând din cauza procuratorii nu au fost investigate bine. Acum tentativa pasului pentru mine e clară. Ei vor să repare greșeala din 2017, să aducă cumva un control mai sever asupra procuraturii prin modificările respective. Sigur că procurorul nu le place chestia asta și ei se opun și... Dar este bine că s-a terminat discuția pentru că Curtea Constituțională a pus punct pe subiectul ăsta a modificărilor legislative. La fel ca și alți procurori. Și procurorul general trebuie să treacă pentru o procedură de verificare, pentru o procedură disciplinară. Probabil că Stoianoglu înțelege că vine momentul în care una dintre proceduri poate să o atingă, pentru că aici sunt trei momente în schimbări legislative. Apare posibilitatea de a demite procurorul general sau prin procedură disciplinară sau prin verificarea competențelor, da? Cum se numește corect chestia asta? Și mai vine și posibilă suspendare în baza unui dosar penal. Apropo, aici nu pot să înțeleg ce procuror și-ar lua această, cum să zic eu, răspundere sau curaj să deschidă un procuror din cadrul procuraturii, un dosar penal procurorului general, care astăzi este conform legii votate în 2017, care este o lege capcană, repet. Și încă, apropo, trebuie de mai lucrată legea asta. Trebuie de mai scăzut din rolul procurorului general, pentru că eu cred că dacă mergem pe tema că trebuie să democratizăm cumva breasla asta a procurorului, trebuie să dăm mai multă putere Consiliului Procurorilor. Și acolo vedem că există 7-5, de câte am înțeles eu, da? 5 sunt procurori, în Consiliul Procurorilor, 7 sunt societatea civilă sau specialiști. Iată, acolo va fi luptele mari care se vor da în Consiliul Procurorilor. Da, eu am înțeles tactica lui Stoianoglu. El a dat primul lovitor. Dacă era un schimb de lovituri de la distanță, el a decis să intre în, ca să zic așa, cu prima lovitură decisivă, să dea tare în adversar. Din câte vedem adversarul, dacă punem în ghilimele termenul ăsta, ar și răspuns. Și ministrul de externe, și ministrul justiției. Și toți au dat replică, cum s-ar spune, da? Până la urmă, eu mă aștept ca totuși meciul să fie cumva arbitrat de cineva, sau să fie, cum să... Cine poate să arbitreze meciul ăsta, apropo? Justiția, da? În mod normal, să zicem așa. Noi putem să ne dăm cu părerea aici, studio, bineînțeles. Dar Stoianoglu spune niște lucruri care mi se par destul de grave. Adică el spune, uitați-vă, diplomații UE s-au implicat împotriva mea, împreună cu nu știu care, a dat niște nume acolo. Totuși cred că domnul Grebenci ar trebui să vină cu niște, o replică. Ar fi bine să dea o replică ca să nu rămână semne de întrebare. Pentru că, din câte înțeleg eu, mesajul procurorului general astăzi poate să urmeze și cu dosare și cu alte consecințe. Deci trebuie să fie clar lucrul ăsta. Are el dreptate sau nu? Sau a fost tentativa asta de a juca împotriva lui cu diplomați străini, cu unegiști, cu ce mai spune el acolo, politicieni? Dar dumneavoastră cum crezi? Nu mai serios. Uitați-vă, eu doar nu sunt judecător în dosare. Există, bun, până a discuta dacă există sau nu există elementele unui atac concertat, vreau să-i ofer domnului Carp cuvântul. Da. Bun. A vrut să reacționeze. Vorbeam aici, în studio, de ce procurorul trebuie evoluat. Legea, Constituția, de fapt, prevede evoluarea deci procurorului și în care președintele poate să, la cererea CSP-ului, să demită procurorul general dacă este evoluat nesatisfăcător. Ceea ce în lege nu era, apropo, la emisiune, pe unii din autorii acestei lege am întrebat, dar de ce nu ați conformat legea exact cum prevede Constituția? Păi mi-am luat după ideea că cine o să-l iei, o să-l judice. Cum, ce înseamnă? Este prevedere constituțională, trebuia să o prevedeați și în legea de bază propriu-zis. Prevind evaluarea președintele
președintele țării trece, evaluarea dată la 4 ani, plus revocarea președintelui poate fi făcut prin referendum, așa ca pentru alte. Cei ce nu există, adică un mecanism, da, poate complicat, așa cum este. Apropo, dacă dar o fusură frază, domnul Carbără spune, există în Constituție prevăzut mecanismul evaluării președintelui și el poate fi suspendat pentru 2-3 din deputați. Da, asta este mecanismul. Deci, cei ce la procuratură, da, nu există nici măcar acest mecanism. Da, deci, ca să înțelegeți, procurorul general i s-a pus câteva întrebări. Da, el nici măcar nu a venit la Consiliul Superior de Securitate. De ce aveți nevoie pentru a avea rezultate pe anumite dosare? Nu se vrea nimic de la Procuratura Generală pentru a avea rezultate pe câteva dosare. Este dosarul legii Landromatului, deci frauda bancară, aeroportul, deci și încă câteva dosare, deci mari. Deci noi stagnăm pe aceste dosare deja 7-8 ani de zile, în care stagnează, nu se mișcă nimic absolut. Acest procuror are aproape 2 ani de zile. Deci a fost chemat în Parlament pentru a spune de ce are nevoie. Nimeni nu a dorit la acest procuror doar să arăte cu degetul. Noi știm foarte bine seama că este nevoie de asistența Procuraturii Generale pentru a livra rezultate. Vine și spune exact de ce ai nevoie. De finanță, de experți, de mai nu știu ce acolo. Spune exact de ce ai nevoie. Dar în bătaie de joc, tu arunci 4 pagini, tocmai hăt 4 sau 5 pagini, ca să nu mă greșesc, în care spui în linii generale că este necesar noi să intervenim. Deci balade de astea care mai nu știu ce. Deci tu în loc să vii, să-ți aperi poziția, că am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 acțiuni. Deci le-am făcut. Din păcate, aceste acțiuni nu au avut finalitate din cauza ce? Că n-am avut finanțe, că n-am avut experți. Ajutați-ne și modificăm legea cu tare, cu tare și mergem mai departe. În loc să vină într-o conferință de presă cu... Dacă n-ai vrut să vină în fața Parlamentului, vină omul cu o conferință de presă. Nu vrei să comunici direct, îți dau dreptate. Nu vrei să salvezi pe Carp sau pe altcineva în față. Ies în conferință de presă, în ziua în care noi așteptam că poate vine cu adevărat să spună care este necesitățile, vine și cu conferințe de presă că trebuie să crezi gradul de alcoolemie, mai nu știu ce, iar decriminalizarea celor care beau la volan și tot așa mai departe. Băi, noi, ori tu lucrezi cu adevărat, ori nu te ascunzi în spatele unor declarații, iar pe de altă parte, așa cum a făcut el azi de secretizare, cum spunem, da, unor discuții, exact și asta și lui se face anumite, în spațiu public apar anumite informații despre felul cum el discută cu unii din cei implicați în anumite fraude. Dacă această procuratură, această componență a Procuraturii Generale ar livra rezultate, așa într-un viitor apropiat, deci ar livra, deci noi... Uitați-vă, asta s-a părut cu Plahotniuc. Reacția abia acum spre sară, că o să ne sesizăm și o să vedem, pare mi se prin Turcia, dar nu știu unde e în Turcia, îmi pare că acela e acolo, dar nu știu dacă precis că e acolo. Nu, asta e bătaie de joc. Îl liberez din închisoare pe Platon, toată lumea spune că trebuie de pus interdicție, că vezi, Doamne, că o să fugă, ce face? Îi lăsați să fugă în Londra, după care cumva iese dat în căutare. O să continuăm discuțiile după o scurtă pauză de publicitate, atunci vom reveni și cu un comentariu din partea unui expert, zic eu, de talie internațională. E vorba despre un fost ministru al justiției din România. Aflați despre cine este vorba și comentariul propriu-zis. După câteva clipe revenim și îl ascultăm. Revenim, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct la Ora Expertizei, în continuarea discuțiilor despre procurorul general, dezvăluirile și încercarea până la urmă de a reforma această instituție. Am vrut să intervin aici cu ideea asta următoare. E clar că subiectul are și conotații juridice și conotații politice, dar el ar fi fost tranșat, eu mi-aduc aminte, am participat cu domnul Cârnaț, doctor în drept la o emisiune, și el spunea că pe modelul CSM-ului, când au fost cei 3 membri eliberați după decizia Curții Constituționale, la fel președintele Moldovei era obligată să emită un decret de eliberare din funcția procurorului general, în baza deciziei Curții Constituționale, prin care concursul ăla a fost declarat nelegitim, tot cu legea votată în 2019. Sincer vorbind, poate că era mai simplu calea asta, constituțională, să-i spunem așa, de tranșare a litigiului. Și nu era să fie o decizie împotriva lui Stăianoglu, personal, ca persoană. Era să fie o decizie legală în baza deciziei Curții Constituționale. Așa, astăzi noi ce avem? Împotriva lui Stăianoglu, noi nu avem niciun raport al CSP-ului care să evalueze performanțele. Nu avem niciun, măcar un raport al SIS-ului, că SIS-ul este un organ care ar putea să vină
în toată această discuție. Vă rog frumos, numai nu Sisu. Domnule Mihaiș, sesoarea alte obligații. Imediat continuăm discuțiile, o să facem aici o paranteză ca să discutăm cu doamna Monica Macovei, fost ministru al justiției în România. Doamna Macovei, bună seara, ne auziți? Bună seara, sigur, vă aud. Doamna Macovei, v-am apelat pentru că dumneavoastră, în calitate de ministru al justiției în România, ați trecut prin mai multe încercări în parcursul de a încerca de a reforma justiția din România, chiar dacă au existat foarte multe istorii și foarte multe obstacole. Oricum, justiția din țara vecină e undeva pe o treaptă mult mai avansată decât ceea ce avem astăzi în Republica Moldova. Aici, la Chișinău, încercăm să înțelegem ce se întâmplă la Procuratura Generală, iar guvernarea care promite reformarea Procuraturii încearcă să facă o evaluare, inclusiv a Procurorului General. Iar de cealaltă parte, Procurorul General atacă guvernarea și acuză și societatea civilă și guvernarea de atacuri concertate cu tentă politică. Să menționez aici că Procurorul General de la aici la Chișinău acuză și comunitatea internațională și delegația UE la Chișinău ca participant la acest atac, spune el, concertat. Ce părere aveți dumneavoastră? Este cum să înțelegem? E acest război, aceste atacuri, un semn că începe cumva să se întâmple, să aibă loc niște procese în cadrul Procuraturii Generale, că evaluarea este incomodă și că se merge pe calea cea dreaptă sau este altfel? Spuneți-ne și experiența României totodată. Da, în primul rând vreau să vă spun că eu n-am avut mai multe încercări, ci una singură și a ieșit. Sigur că aici trebuie să ai susținere sau în fine, să fii așa cum s-a întâmplat în România în cei 2 ani dinaintea aderării. Pentru că altfel nu aș fi stat nicio săptămână, ministru. Dar, nu știu, se aude ceva în fund, dar vorbește altcineva? Nu, doar dumneavoastră, vă rog, vă ascultăm. Ok. Am citit toate acuzațiile, tot ce spune Procurorul General, tot ce despre Morari, despre președinta Maia Sandu, care a devenit el o țintă. Bun, eu vreau să vă spun că toate astea sunt, eu le-aș considera apă de ploaie, adică sunt aruncate numai așa ca să facă zgomot și nu le-aș da atenție. Nu le-aș da atenție și aș merge mai departe. Întrebarea este, știu cum va fi evaluat și am văzut legea, nu știu ce intră în vigoare pe an august. Întrebarea este câte dosare de mare corupție a făcut parchetul general condus de actualul procuror general Stoian Oglo, câte dosare mare corupție, câte dosare de mare fraudă, câte dosare de spălare de bani, adică despre asta vorbim. Și răspunsul este niciunul, zero. Așa că și evaluarea trebuie să țină seama de asta, pentru că am văzut că sunt cu bine, nesatisfăcător, bine, nu știu, foarte bine. Eu nu aș fi făcut așa pe trepte, pentru că dacă CSM-ul, dacă Consiliul Procurorilor este de rea credință, am văzut că s-a amânat ședința de astăzi sau de ieri, când trebuia să fie. Doamna Măcovei, adică ce vreau să vă spun? Că evaluarea este foarte clară. Din punctul meu de vedere este făcută. Ce a făcut până acum? De ce avem vreo garanție că va face ceva? Da, mamă, copii, să zicem procurorilor nu știu, fiindcă și ei joacă politic. Să zicem că această etapă de evaluare e trecută. Procurorul General este evaluat, primește notă negativă, este schimbat în cele de urmă, avem un alt procuror general. Credeți că situația se schimbă în țară cu schimbarea unei persoane? Noi am mai trecut prin astfel de ape.
Da, ce ar trebui să se schimbe împreună cu aceste evaluări și cu eventual o nouă alegere? Vreau să spun că omul contează. Vedeți că avem instituții anticorupție, antispălare de bani. Și dacă nu e omul potrivit la locul potrivit, la conducere și cei care lucrează, nu sunt profesioniști și independenți și de politic și de corupție și de tot. Deci independenți și profesioniști, ca să se leagă. Deci nu se întâmplă nimic. Noi am avut un PNA înainte de a veni eu ministru și era condus de, în final, alte persoane, alți procurori și dosarele lor erau conductori de tren care luau șpagă de la cei fără bilete. E, nu face un parchet național anticorupție pentru conductorii de tren. De asta se ocupă procurorii din țară. Faci cum am făcut noi DNA sau cum aveți procuratura anticorupție, o faci pentru marea corupție, în care intră și spălarea de bani, intră și în conceptul acesta, intră și frauda. Departe, doamna Macovei, departe deci de mine de a face o comparație între Republica Moldova și deci România. Nu contează, dar acum depinde și pus, da? Trebuie să fie absolut independent și profesionist. Doamna Macovei, departe de face o comparație între România și Republica Moldova pe parte de soluționare a dosarelor, aș vrea să vă întreb în opinia dumneavoastră dacă e să facem doar așa o ușoară paralelă între activitatea sau frecvența, mai bine zis, frecvența cu care procurorul general poate duce la bun sfârșit un dosar de rezonanță în România și numărul de dosare de rezonanțe care s-au soluționat sau au o finalitate aici în Republica Moldova. Haideți să vedem și noi, vorbim și pentru cei care ne urmăresc de acasă. Cât i-ar trebui unui procuror general, și vorbiți de experiența României, cât îi trebuie unui procuror general să rezolve un caz de rezonanțe? Un caz cu mari implicații, cu implicații, să zicem, politice, cu politicieni antrenați în spălări de bani, etc. Un caz greu, să zicem, un dosar complicat. Lăsați-mă și pe mine să vorbesc, vă rog. Carolina, mult ca mine. Depinde de probațiune, dar să știți că dacă ai un dosar, evident, dosarul politician este testul pentru orice procuror și pentru orice judecător. Numai aici se interesă. Pentru că la e un furt de buzunare, nu e niciun test, nu? O să-i trimite în judecată. Depinde de dosar, dar el trebuie să fie soluționat. Dacă se lucrează zi de zi, adică trebuie verificat, dacă nu lucrează luni de zile, atunci afară. Se poate într-un an, se poate în jumătate de an, se poate într-un an jumătate, depinde cât e de complicat, dar se lucreze permanent și de procuror profesionist. Că n-ajunge numai șef. Procuror profesionist cu un ofițer judiciar profesionist. Deci se poate. Noi am avut, cred că în 2005, a fost primul politician citat la parchet, dacă nu mă înșel, era prim vicepreședinte al guvernului. Și apoi a fost fostul prim-ministru, Adrian Năstase. Deci în 2 ani de zile, de când am creat DNA și am schimbat și competența, adică i-am ridicat competența numai pe dosare importante, nu pe orice dosar de... Am pus o limită de sume și limită de funcții, că așa e corupția mare, prin funcție, indiferent de sumă sau prin sumă. Și atunci au venit o stare, da? Și cu polițiști, și cu judecători, și cu procurori, și cu politicieni, și în anii care au urmat au venit tot mai multe, și cu miniștri în funcție. Vă amintesc de ministrul de finanțe de la PSD, căruia s-au găsit încă între pereți tablouri. Ori au prins curaj. Adică nu făcuseră asta până atunci. Dar, repet, erau profesioniști și erau independenți. Deci, eu nu am intervenit și eu citam în presă despre aceste dosare. Doamna Macovei, doar ca, știu eu... Deci, omul contează, asta vă spun. Că, nu știu, experiența a fost proastă. N-ați ales omul potrivit. Deci, trebuie să fie ales omul potrivit, nu dumneavoastră.
Cine are acest atribut? Și CSM-ul, nu cu CSM-ul, scuzați-mi, numele românesc. Consiliul Procurorilor are, ca și judecători, au prea multe puteri, organe colective, care nu răspund. Practic, nu este răspundere colectivă. Nu există, este mai răspundere individuală. Da, bun, asta e Constituția Republicii Moldova, că procedura nu poate fi schimbat decât de Consiliul Procurorilor. Slavă Domnului, noi n-am avut asta decât în lege, deci am putut să schimb legea. Am înțeles. Doamna Magovei, vă mulțumesc foarte mult. Așteptăm... Am vrea să comentez ceva pe Paradise. Da, vă rog, scurt. Am văzut ce scrie despre partea de Moldova, că acolo este consorțiu internațional, RISE, e cel mai bun din lume, pe plafoniu cu sute de milioane de euro și transferat prin... din tot felul de insule și paradisuri fiscale. Iar și aici e de întrebat procurorul general, ce-ai făcut până acum? Ai dat în urmărire generală? De ce nu este în Moldova să fie judecat, cercetat și judecat? S-a dat în urmărire generală, este un mandat de arestare împotriva lui, adică dat de judecător, dar trebuie să trimite acolo actele. Da, asta vă spun, că evaluarea deja populația a făcut-o și populația nu mai vrea toate dezbaterile astea. Păi spune procurorul general că a devenit ținta președinției. Nu e ținta, președinția a făcut campanie pe anticorupție. Nu? Un partid își face campanie pe anticorupție și după aia te trezești că ești la guvernare sau că ești președinta țării și nu ai nicio putere asupra ca să faci anticorupție. De ce? Că nu vrea procurorul general. Deci trebuie să ai pârghii, pentru că justiția servește poporul, societatea. Nu se servește pe ei. Doamna Copiei, vă mulțumesc foarte mult pentru... Adică justiția nu e o putere, cum să zic, în sine, care stăpânește tot. Ea servește societatea, repet. Da, doamna Măcopie, vă mulțumesc foarte mult. O să mai revenim la dumneavoastră și cu alte ocazii. O să profităm de ocazii data viitoare să discutăm eventual mai mult. Nu știu în cât timp trebuie să luăm publicitate, dar o putem lua acum și revenim deja cu comentariile invitațiilor din platou. Revenim în câteva clipe. Revenim, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct la ora expertizei. Înainte de pauză... Am discutat cu fostul ministru al Justiției din România, doamna Monica Macovei. Continuăm discuțiile în platou. Până la urmă, zice doamna Macovei, nu ar trebui să atragem atenția foarte mult la acuzațiile sau la așa zisele dezvăluiri care vin dinspre Procuratura Generală, în speță dinspre Alexandru Stoianoglo. Ar trebui să ne punem întrebarea, zice dumnea ei, dacă în timp de un an și jumătate, o să rezumez, să vedem, de fapt, câte dosare de spălare de bani, câte dosare trebuie cumva de evaluat rezonanță au fost soluționate, au fost rezolvate. Noi cunoaștem câteva. De exemplu, scurt, vă spun, doamna are dreptate pentru că trebuie evaluată cumva situația, da? La 2 ani de zile de la intrarea în funcție a domnului Stoianoglo, societatea are dreptul să spună câteva întrebări. Domnule, cum se recuperează banii din furtul bancar, da? Este sau nu este la îndrumat o infracțiune? Pentru că Platon spunea că asta pe teritoriul Moldovei nu e infracțiune. E doar pe teritoriul Rusiei infracțiune. Că rușii deja au făcut acolo, sunt vreo 5 persoane, am impresia, care deja au făcut și vină acolo și au și sentințe definitive. Inclusiv și soara lui Platon. Da, da, trebuie să punem și altă fel problema. Dar funcționarii publici din Republica Moldova, cum ar fi judecătorii, notarii... Deputați care au schimbat legea. Deputați, ăștia au făcut sau nu infracțiuni? Bine, dacă noi, aici vorbim despre diverse aspecte, da? Una e banii rusești, alta este participarea funcționarilor moldoveni. Deci eu cred că cineva trebuie să facă un raport conform legii. De ce am susținut modificarea legii pe care a inițiat-o pasul? Pentru că legea asta spune clar. Evaluarea trebuie să o facă Consiliul Procurorilor, care numește o comisie, da? Eu aștept în comisia asta o să fie numită, să fie un raport obiectiv, să vedem și noi cum apreciază comisia și CSP-ul activitatea procurorului general timp de 2 ani. Și atunci eu să pot să-mi dau o opinie definitivă dacă Stoianoglo este sau nu este culpabil de anumite infracțiuni de serviciu sau poate de
neglijență în serviciu sau poate genere de neprofesionism. Astfel încât astăzi ce avem? Avem o luptă în care Procurorul General a decis astăzi să vină să dea, să zicem așa, o lovitură de imagine. Pe de altă parte, în societate există nemulțumirea că nu au venit și nu au fost recuperați banii din Landromat. Oligarhii se plimbă prin capitalele europene. În țară e sărăcie totală. Cam asta e tabloul. Apropo, domnul Heș, dacă e să extindem un pic această filă din istoria dosarelor care ar trebui să le rezolve Alexandru Stoianov. Domnul Carp, dumneavoastră, în demersul către CSP, ați pomenit despre acea facilitare pe care a făcut-o Stoianoglu la modificarea unei legi care a permis, de fapt, spălarea de bani prin sistemul bancar de Republica Moldova. Haideți să înțelegem în cazul ăsta dacă, în general, putem vorbi despre procurorul general că stă acolo... sau că ar merita să stea acolo sau că această funcție îi corespunde având în vedere o astfel de acuzație. O să-l întreb și pe domnul Ostelep imediat după părere are. Sesizarea avea ca obiectiv în care trebuie să constate că cele, adică patru capte de acuzare care eu le-am făcut, trebuia să constate dacă am sau nu am dreptate. Adică noi pornim, în primul rând, la premiza de faptului că eu vin cu anumite argumente în care cred că procurorul general este implicat în anumite acțiuni ilegale. Mai departe, deci urma următoarea etapă în care să confirme sau să afirme, care putea să nu am dreptate, nu? Pornim de aici. Deci cei ce noi vorbim, că își spunea și domnul Mihăieș, că este nevoie de evaluare. Noi am încercat această evaluare, dar și în CSP acum s-a discutat despre necesitatea evaluării, deci procurorului. Deci a avut câteva ocazii în care dumnealui a putut să vină să prezinte chiar și în spațiu adică public la ședințele Parlamentului despre acțiunile pe care le-a întreprins. Deci orice, cea mai mare problemă este comunicarea. Dacă tu ai anumite acțiuni întreprinse și nu le-ai comunicat, deci asta deja este consideră, cum să spunem noi, dacă nu ai făcut nimic și nu comunici, este clar de ce, dar dacă ai făcut ceva și nu comunici, asta este deja o problemă în ceea ce privește în proces de comunicare și nu de activitate. Dar a avut această ocazie să vină în plenul Parlamentului, să vină să spună. A avut această ocazie în cadrul Consiliului Superior de Securitate, unde și iarăși ar fi putut să spună ce acțiuni s-a întreprins. Da? Cu excepția eliberării lui Platon, și acolo sunt mari probleme despre faptul cum a fost eliberat, dar și alte acțiuni, deci noi nu vedem. Și iarăși, dacă tu nu tragi sau nu te prinzi nicio acțiune asupra unor subalteri de-a tăi care-i vădit, măcar disciplinară, îl suspensi pentru o perioadă, pentru cât este, cum e vorba de Ruslan Popov, cu acele convorbiri. Dacă tu nu-l suspensi măcar pentru o perioadă de o zi, două, trei, cât are loc procedura asta disciplinară pentru a verifica dacă este adevărat sau nu este adevărat acele convorbiri, despre ce noi vorbim? Deci, noi nu vedem acțiuni care ar demonstra că Procuratura Generală acționează în interesul, în interesul public, dar pentru în interesul unor grupări. Și acea sesizare care am făcut-o, deci a avut ca obiectiv, da, în care să se demonstreze, deci a întreprins anumite acțiuni Procuratura Generală sau nu a întreprins. Se face vinovat Stoianoglu sau nu se face, deci, vinovat prin modificarea legislației și tot așa. O să mai luăm o intervenție de această dată cu președintele PL, domnul Dorin Chirtoacă, politician. Domnule Chirtoacă, bună seara! Da, bună seara! Domnule Chirtoacă, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre acest scandal, despre aceste, zic, dezvăluiri pe care le-a făcut astăzi Alexandru Stoianoglu, despre acest război între procurorul general și fostul șef al Procuraturii Anticorupție, despre acuzațiile la adresa guvernării, la adresa comunității internaționale, la adresa delegației UE, la adresa societății civile, că toți ar acționa concertat împotriva procurorului general. Ce părere aveți? Chiar dacă aceste acuzații ar fi adevărate, tot mai bine este să fim conduși din UE decât din bârlogul mafiei. Asta unu. Doi. N-ar fi rău
să vină și Procuratura Europeană aici în frunte cu doamna Chioveși și misiunea aia OLAF cu verificările care ține de inclusiv activitatea structurilor noastre de forță. N-a făcut el niciun fel de dezvăluiri. Din punctul meu de vedere, Stoian Oglo și-a cântat cântecul de lebădă. Este un personaj al mafiei care nici nu avea ce să caute în această funcție. Din prima clipă am spus că este procurorul mafiei, procurorul clanurilor și foarte bine că atunci, în acel moment când a fost promovat Stoian Oglo, s-a rupt acea alianță imposibilă până la urmă dintre blocul acum și socialiști. De s-a pornit alegerile anticipate pentru... S-au pornit, mă rog, prezidențiale, după aceea au venit anticipatele pentru Parlament. Și astăzi avem un nou început. Partea bună din tot ce a scos astăzi la suprafață Stoian Oglo este că vedem cât de putredă este procuratura. Pentru că chestiunea asta, Stoian Oglo Morari, acest ping-pong între doi reprezentanți ai regimului Plahotniuc până la urmă. Stoian Oglo a fost, cum a spus și domnul Carpen la Consiliul Procurorilor, salut pe toți, bună seara și din studio, despre chestiunea cu Laundromatul, care a trecut prin Parlament, care a trecut în primul rând prin Guvern, prin Ministerul Justiției, pe la primul ministru de atunci, după aceea din Guvern, prin celălalt Guma și o mulțime de alți parlamentari PD, tot asta a fost băgat în Parlament și votat astfel încât să fie deconectat butonul roșu. După care s-a făcut Laundromatul timp de 4 ani, Platon a fost în fruntea acestei rețele, el pe toți i-a pus la cale să rezolve chestiunea cu Laundromatul, după care furtul miliardului, ei sunt în schemă de la bun început. Și faptul că au loc reglări de conturi dintre Morari și Stoian Oglo nu impresionează pe nimeni. Însă s-a confirmat faptul că Morari fabrică dosare. Dar la fel și Stoian Oglo a fabricat dosare, chiar anul trecut, doar că la comanda lui Dodon. Deci ambii trebuie trași la răspundere pentru încălcarea deontologiei profesionale. Și nici unul, nici altul n-au ce căuta în procuratură. Procuratura, după cum se vede, trebuie reformată, cum a făcut Saakashvili cu structurile de forță din Georgia la vremea respectivă. Care și acum să le luăm, apropo, domnule Chirtoac, dacă e să luăm separat ceea ce a dezvăluit astăzi sau ce a vorbit astăzi Alexandru Stoian Oglo. Există câteva conversații, convorbiri, unul la mână, între, ca și cum, Viorel Morar și șeful delegației UE. Lingu Șeau. Poftim? Lingu Șeau. Viorel Morar tot timpul s-a dat pe lângă putere. El s-a băgat să fie procuror anticorupție, șeful procuratorului anticorupție, atunci când Plahotniuc urca în greutatea puterii din Moldova. După care, când a văzut că s-ar putea Plahotniuc să piardă puterea, s-a dat deja pe lângă noua putere și așa o să mai dea pe lângă o următoare eventuală putere, în ipoteza în care discuțiile sunt adevărate, ceea ce s-a dat. Da. Este o lingușeală din partea unui personaj care are nevoie să-și apere niște interese. Ați văzut acolo, printre acuzații, noi dibuim și faptul că Viorel Morar ar consilia Partidul Acțiune și Solidaritate. Ce spuneți despre acest lucru? Repet încă o dată. Dacă și este adevărat, este vorba despre a se linguși pe lângă pas. Poate îi pică și lui înapoi funcția de șef procuratură anticorupție. Poate îi pică altceva. Sau cel puțin își poate proteja niște interese. De ce? Puneți-vă întrebarea simplu și toți telespectatorii. De ce acest om tot timpul s-a dat pe lângă putere? Pe lângă puterea care a fost atunci când a vrut să devină procuror șef anticorupție, după care pe lângă noua putere, când a văzut că regimul Plahotniuc este pe duc. Și unul dintre aceia care s-a opus acelui regim și lui Morar personal am fost chiar eu, care în birou de mai multe ori am spus că o să zboare de acolo exact cum o să zboare și tot regimul într-o bună zi. Și s-a adeverit. Da. După care el s-a găsit să vorbească mai des și mai detaliat cu reprezentantul Uniunii Europene în Moldova. El care îl slujea pe Plahotniuc înainte. Ce înseamnă asta? Și-a schimbat pălăria, atât. Nimic nou sub soare. Iar în ceea ce privește regimul, se știe foarte bine cum s-a luptat de către acei care cu adevărat au luptat. Faptul că a tras Europolul în toată
această... Da. Nu știu, de discurs în această prezentare pe care a făcut-o. Este vorba despre descifrarea convorbirilor care se fac pe chat-uri, pe WhatsApp, pe toate celelalte care mai sunt. Europolul are acces la mult mai multe din astea, are acces la servere. Nimeni să nu creadă că există ceva care se poate secretiza încât nimeni să nu te ajungă. Structurile avizate din lumea asta ajung peste tot unde trebuie. Și din acest punct de vedere au fost folosite pentru scopul meschin al lui Stoianoglu. În mod normal, toate astea trebuie folosite pentru a se afla adevărata corupție și adevărata crimă organizată. Întrebarea mea era dacă aceste dezvăluiri sau dacă Stoianoglu cumva folosește Europol pentru a da o parte de credibilitate la ceea ce aduce în spațiul public. Să înțelegem atunci că există și probabil o anchetă, un dosar, o investigație mai serioasă în care apare și sau care îl vizează pe Viorel Morari? Asta e metoda veche. Am trecut prin asta. Ei când te arestează, îți fac percheziții, îți confiscă tot ce ai. Telefon, calculator și așa mai departe. Și încep să răscolească. De obicei, arestul și dosarul care ți-l pun pe masă este un pretext. Scopul lor este să se bage în tot ce este al tău și de acolo să scoată ceva mai serios cu care după aceea să te strângă la perete. Asta e metoda. Așa au făcut și cu Morari. Cum a făcut și el cu alții. Și cum a făcut și Plăcutniuc și mulți alții care mai fac treburi din astea până în ziua de azi. Au răscolit în telefonul lui Morari, au găsit aceste convorbiri. Și acum fac cu ele trafic de influență pentru a rămâne în funcție și pentru a spera că în asemenea mod vor putea apara tăvălucul care vine din partea noii guvernări. Stoianoglu poate doar să-și dea demisia, dacă mai vrea cumva să mai iasă, nu să zic onorabil, dar într-un fel să iasă de bună voie din procuratura aia. Dacă nu o să fie scos, haideți să fim serioși. El și-a pierdut orice credibilitate de când primea ordine și instrucțiuni de la Platon cum să se ocupe după aceea de atacurile raidelor asupra băncilor comerciale din Moldova, chipurile în problema cu furtul miliardului. Dar ați văzut că zice dânsul, nu a interacționat sau comunicat cu Platon de prin 2010 și ar fi avut de fapt și o relație ostilă la un... Bun, să admitem. Dar în 2010 cum putea să interacționeze Stoianoglu cu Platon? Cu ce se ocupa în 2010 Platon? Se ocupa cu atacul Raider, se ocupa cu escrocherii, cu procese din astea inventate, prin care punea de gâtul întreprinderilor municipale și de stat din Moldova pietre de moară de valoarea unor milioane de euro. De exemplu, regie transport electric, termocom, apă canal, peste tot a stors bani cu milioanele. Da, haideți să vă propun să ne împreună și cu invitații din platou să ne aducem aminte. Poate eu fi picat ceva 2010. Și Stoianoglu atunci în 2010. Da, doar o clipă. Domnule Chirtoacă, rămâneți și dumneavoastră pe fir. Da. Împreună cu telespectatorii și invitații din platou să ne aducem aminte ce făcea Platon în 2010. Pe Stoianoglu și Veceslav Platon îi leagă o veche relație, care a ieșit la iveală pentru prima dată în anul 2010. Atunci, actualul procuror general și Platon, în calitate de deputați, care făceau parte din Alianța pentru Integrare Europeană, s-au opus proiectului de lege privind desființarea instanțelor economice. Cei doi, alături de un alt deputat AMN, apropiat de Platon, au fost cei care au blocat atunci proiectul. Și asta pentru că, prin instanțele economice, Platon își realiza o mare parte din escrocherii, lucru reflectat și în dosarele în care e vizat. Iar șeful acelor instanțe, Aurel Colenco, ulterior i-a devenit chiar avocat. Dar cei care nu vor sprijini acest proiect de lege nu fac altceva decât să se înfrățească cu corupția cu care noi ne-am propus, prin adoptarea programului de activitate a guvernului, să o extirpăm din Republica Moldova. Domn Platon. Platon Vyacheslav, protiv. Traduceți, vă rog. Платон Вячеслав, контра. Контра. Și cu votul nominal? Înțelegeri trebuie. Poftim, continuați. Microfonul 4. Cheptine Valentin, contra. Mulțumim, domn Cheptine.
Alexandru Stăianoglu, contra. Proiectul de lege nu a acumulat voturile necesare. Ați observat, văzut și da. Mulți dintre noi ne-am adus aminte sau ne-am reîmprospătat memoria. Exact ceea ce vă spuneam. Este vorba despre atacurile care se făceau prin intermediul acestor judecătorii economice asupra întreprinderilor de stat pentru a toarce din ele zeci de milioane de lei, milioane de euro. Mai erau implicate instanțele din Ucraina și din Federația Rusă. Am avut nenumărate ieșiri publice pe aceste subiecte. Domnule Chirtoacă, mai am o întrebare, de fapt, da. Pentru că am văzut în comentarii, ne scriu și următorii telespectatorii. Dacă vă aduceți aminte bine de acel protest din fața Comisiei Electorale Centrale, acolo da. Unde, cu siguranță, era vorba despre un protest pentru mărirea numărului de secții de votare. La acel da. Protest a fost și Veceslav Platon. Este adevărat, spune un telespectator, că erați și în mulțime și i-ați întins mâna lui Platon? Nu este adevărat că am întins mâna. Lucrurile au stat altfel. Spuneți-vă. El s-a apropiat. Așa. Și el s-a salutat și a întins mâna. Respectiv, ne-am salutat. Da, e adevărat că a fost o strângere de mână. În condițiile în care l-am recunoscut abia după ce a avut loc propriu-zis acea situație. Întrebare și curiozitate. De ce ați răspuns gestului făcut de Platon? Pentru că nu l-am recunoscut inițial. Acolo venea lumea, oricine venea și dădea mâna. Asta era, asta se întâmplă cu mine permanent în stradă de 10 ani de zile. Era o întrebare, din pură curiozitate, am văzut și un comentariu pe pagina de Facebook. E bine că am pus întrebarea, așa mai aflăm și noi câteva detalii. S-a apropiat un om și mi-am dat seama că, în primul rând, nu te aștept să vezi la un protest pe Platon. Ce are să caute Platon la un protest care să știe cine este. Am înțeles. Și din momentul în care se apropie omul, dai mâna în protest, e multă lume în jur, după aia încercat să întrețin o vorbă, o discuție cu mine, n-a avut loc acea discuție și ați văzut, n-am nimic de ascuns, dar se știe, evenimentul a avut loc. Au fost și da. Filmări după aceea, cum el încerca să vorbească. Bine, noi continuăm discuție pe subiectul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vreau să înțeleg, asta era întrebarea principală sau celelalte care au fost înainte? Nu. Celelalte principale, asta erau așa, asta era de... Nu, rămâne să vedem cum vor știrile după asta. Știrile nu le fac doar cei de la jurnal, le face toată mass media, dar bine, eu cred că... Nu suntem prin spațiu public, rămâne să vedem cum o să arate bani de știri mâine. Eu cred că e în favoarea publicului. Eu vă mulțumesc foarte... O să fie la egalitate cu Natalia Morar sau nu? Nu știu, în acest joc sunt foarte multe perdele care trebuie date la o parte sau scuturate. Adevărul e că aici există și o dragoste platonică în care deocamdată eu nu mă bag. Între cine și cine? Asta, acum puneți dumneavoastră întrebări. Aici pun eu întrebări și astăzi cam aici se oprește. Încercăm dragostea cumva să facem platonică între cine și cine? Poftim? Dragostea platonică. Cine și nu, cine? Există poate... Deci, noi vorbim nu de dragostea dintre mine și cineva, vorbim despre ceea ce se întâmplă în spațiul public și cu jurnalista despre care, pe care ați pomenit-o, Natalia Morar. Există acolo o dragoste platonică, cu și fără ghilimele, și în viața asta nu vreau eu să mă bag tare mult să comentez. Bun, rămâne să vedem cine și cum va fi corect. Domnule Chirtoacă, seara bună să aveți. Seara bună. Toate bune. Revenim la discuții în platou și discutăm despre activitatea Procuraturii Generale, dar o să ajung întâi la domnul Carp, să ne spuneți dumneavoastră, sau dumneavoastră să ne spuneți, dacă există o relație între anumiți lideri din conducerea PAS cu Viorel Morar, există o comunicare, a existat, e vorba de ceea ce a pomenit și doar în Chirtoacă, un soi de lingușeală sau este vorba despre altceva, pentru că am discutat și în pauză. Există pe mai multe canale discuții și tot felul de afirmații că Viorel Morar ar consilia în anumite privințe Partidul Acțiunii și Solidaritate. Este adevărat, este un fals. Mai degrabă
aruncă anumite informații, eu cred că pentru unele persoane, eu nu cunosc cel puțin de mine niciodată, nu îndrăznește nimeni dintre ăștia să se apropie. Dar nu este exclus faptul că anumite informații referitoare despre activitatea unora sau alta în vederea răzbunării pe cei care lucrează sau care au lucrat împreună, poate avea loc anumite scurgeri de informații, dar eu nu cunosc, adică cu toată sinceritatea. Cel puțin de mine nu s-a apropiat niciodată și chiar dacă ar încerca vreodată. Ați considera o problemă dacă ar exista de comunicare? Sunt persoane cu care eu nu aș comunica niciodată. Da? Sunt persoane pentru că eu cred că în rezultatul activităților ei au făcut destul de mult rău pentru statul Republica Moldova. Pentru unii din ei, în general, consideră ca utilitate deci bagajul de informații pe care dispune. Omul care a îndeplinit comenzi pentru Plahotniuc și faptul că el singur a recunoscut acest lucru, pentru mine el nu prezintă niciun interes. Domnule Astele, în opinia dumneavoastră, haideți cumva poate să îngustăm motivul acestui război, ca să-l înțeleagă și telespectatorii, pentru că de aici, deocamdată, publicul nu câștigă nimic și țara, pe ansamblu, nu câștigă nimic. Dacă e să înțelegem că sau să admitem că Viorel Morar aruncă tot felul de informații astăzi la această putere, mâine la alta, are anumite interese. Stoianoglu vine cu anumite acuzații pentru că are și el, probabil, câteva interese și și probabil temeri că ar putea fi luat la întrebări sau cu anumite dosare sau cu anumite anchete pentru că nu a făcut A sau B pe dosare, etc., etc. Noi, ca țară, ca telespectatori, ca public, ca și cetățeni, cum ar fi mai bine să înțelegem sau ce ar trebui să facem? Și noi, și societatea civilă, comunitatea de experți, ca să înțelegem ce să facem mâine sau cum ar trebui să reacționăm mâine la toată această epopee, toată această telenovelă. Eu cred că interesul sporit a clasei politice, anume față de domnul Stoianoglu, este legat de faptul că funcția procurorului general, funcție, subliniez, astăzi este unul din elementele principale a puterii în stat. Și așa e scris legea și așa și este. Și de asta este, pentru că eu nu văd niciun interes față de Ministerul de Intern, de exemplu. Eu văd zero. Nu mi-ați auzit ceva în spațiu public despre Ministerul de Intern? Acolo e clar, acolo există un ministru, ce anume guvernarea, clar. Puterea e acolo. Acolo e un bardac 10 ori mai mare ca la Procuratura Generală. Și e clar acolo. Nu e clar în sensul că acolo puterea deocamdată nu aduce acuzații, pentru că acolo e puterea. Puterea e acolo în sensul ăsta. Eu prin asta v-am explicat. Pentru că dacă eu aș vedea fix aceleași interes isteric față de toate structurile de forță, numai și scandaluri nu sunt legate de SIS și tăcere liniște mortală, Ministerul de Interne la etapa actuală e unul din cele mai degradante momente din istorie și eu nu pun în cârca actualei guvernări, că de asemenea, vedeți, eu spășesc poziții de principalitate. Nu poate ministrul Revencu veni de 2 luni și să răspundă pentru starea de lucruri care au fost până la dânsă atâția ani. Dar dacă ne apucăm de evaluat așa serios, acolo cel puțin nu e prioritar. Eu nu văd... La Ministerul de Interne ce să evaluez în cazul ăsta? Sau ar trebui să... Dumneavoastră, când ultima dată ați fost la poliție, în general? M-a ferit. Foarte bine, ea nu intrați în oricare sector de poliție asta. Zic că pur și simplu intrați, să vă puneți mâinile în cap cum asta arată, ce e acolo, cine lucrează și ce fac ei în general. Și să ocupă și care e perspectiva Ministerului de Interne. Dumneavoastră, vedeți statistică în fiecare zi câte 2 oameni se sinucid? Cine de asta răspunde? Care structură în Moldova se ocupă de analiza subiectului ăsta? Deși mor oamenii pe un capăt, spânzurul se ușit, incest și așa mai departe, unde e întrebarea asta? Care? Nu Ministerul de Interne. Și putem să auzăm ultimele 2 luni. Cine s-a sesizat? Să iasă mărul secretar de stat. Ori iar umplut toate străzele cu tulburel și cu prostii de genul ăsta. Eu nu sunt împotrivă. Dar numai că eu asta văd de 30 de ani. Și absolut nimic nu se schimbă. Deci, ce este ne de procurorul general, încă o dată repet. Dacă asta nu ar fi element a puterii absolute, haideți să fim sinceri. Dacă instaurăm prohibiția de mâine, oricum lucrurile astea se întâmplă. Aici care e vorba despre... Nu, dacă ați pomenit despre tulburel, cred că despre același lucru vorbesc. Dar nu, eu am dat ca un exemplu că asta e văd de 30 de ani. Asta e tot, vine ministrul nou și să pucă de tulburel, oprește la fiecare pas și să fim
corecți și să spunem lucrurilor pe șleau. De lucrat este foarte mult în toate domeniile și pe toate palierile și toate sectoarele și la toate ministerele. Acum, vorbind despre Procuratura Generală... Eu, asta e important să facem o balanță, că eu nu văd să fie balansat interesul ăsta. Unele accente mai punem și pe... Atât așa de... E luat numai Procuratura Generală, care eu ascult toți invitații dumneavoastră de astăzi și eu sunt tendențios, pentru că oricare dosar penal, el are anumite principii, nu cât vă place dumneavoastră sau mie, de durată, de acumularea probei, cum asta se face, asta deloc nu e simplu. Mie, de exemplu, nu-mi place că durează mai multe dosare care sunt inițiate la insistența mea. Deloc nu-mi place, că sunt de ani deja. Dar nu pot să fac, pentru că este procedură de acumulare de probe și asta nu depinde de Stoianoglu. Stoianoglu nici nu știe de dosarele și ele. Vorbim de cele de... foarte rău, după de cele de rezonanță. După, așa, haide să schimbați codul de procedură penală. Zeci de mii de dosare penale. Bine, vorbim totuși despre... Domnul Mișu, eu nu pot să vă răspund fără să nu spun chestiile astea. Eu nu zic. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Evident, nu toate le rezolvă doar procurorul sau doar funcția de procuror general. Doar că pentru mine ca și cetățean, și aici nu e că Dumitru Mișin a pus întrebarea asta, o pune toată lumea și la TV și pe Facebook, oriunde. Într-un an și jumătate, cel puțin dacă nu se finalizează, procurorul general vine cel puțin la invitația deputaților din Parlament, fie au câștigat, au 63 de mandate. Eu pun partid care are toată puterea în stat. Ca și procuror general, eu înțeleg comunicarea pe anumite dosare sensibile, se merge în fața deputaților și încep să spui. Problema, unu, că nu am putut, asta este A și B, măcar, știți, vorbeam în redacție, dacă nu într-o ședință publică, într-o ședință secretă sau până la divulgarea anumitor... Eu nu pot da recomandări procurorului general legate de comunicare. Asta dumnealui decide, asta e unul. Doi, dosarele au caracter secret și nu poate să le afle nimeni, inclusiv deputații. Că, în primul rând, eu acuz deputații că de acolo și-ți duc cei mai mari scurgeri de informații. Ca și, în principiu, tot ce e legat de structurile de stat. Că la noi, tot ce ține de secret, asta e prăhănoi dvor. Absolut peste tot. Începând cu secretul dumneavoastră fiscal, faci cine vrea și afli și vrea și bancar, și SIS, și interne, afli cine vrea cum vrea. Anume de atât la noi, de ani de zile, publică, o răspuns cineva atâți ani au trecut, o răspuns cineva pentru interceptările și ele ilegale care au fost mulți ani în urmă? Asta pe nimeni nu interesează. Pentru nimic nu s-a răspuns. O, și cine trebuie să ocupe de asta? Noi avem foarte mulți și judecători și procurori care nu au răspuns nici pentru averile pe care le-au acumulat, dar asta... Eu încerc să spun, domnul Herșu, eu încerc să spun una. Toate întrebările din studioul sunt legitime și pozițiile domnului Carpe legitim și tot ce spun dumneavoastră. Eu, pur și simplu, nu pot să nu observ, și asta e vizibil, o abordare tendențioasă. Asta nu e obiectiv și eu văd că anume în capul lui Stoianoglu merge și asta anume e făcut cu mult subiectivism. Pentru că dacă fixă și lăși abordare, eu aș lua o față de foști miniștri de interne, scandalul este care numai postul dumneavoastră îl arată cu... armamentul. Da? Numai dumneavoastră arătați în spațiu public mai mult nimeni. Vedeți cum a luat tăța apă în gură și nimeni nu spune nimic. Ce, absolut. Noi avem miercuri, avem dezbateri publici pe acest subiect. Foarte bine, eu cunosc. Foarte bine, eu vă laud că aveți mea, el sunt publici, parcă da, sunt publici. Deci, unii va fi informații secrete, lumea va ieși afară, vor rămâne doar membrii comisiei, dar pe anumite subiecte vor fi... Da, ați observat cum jurnalul arată chestia asta? Mai mult pe nimeni nu interesează. Toate că asta e o chestiune, e ceva extraordinar acolo. Și Ministerul de Interne, unde au fost ăștia 2 ani? Că de 2 ani asta se face. Și SIS-ul, unde au fost ăștia 2 ani? Că asta s-a întâmplat. Eu încerc să spun... Voi invit să veniți miercuri la dezbatere. Putem? Voi invit să veniți miercuri. Cu siguranță. Deci, noi avem o gamă foarte serioasă legată de toate domenii. Și până cu SIS-ul, până cu Procuratorul General. Asta nu se discută. Eu încerc să chem, având experiență de viață și de aparatic inclusiv, la puțin mai multă obiectivitate și mai mult atitudine profesionistă, pentru că eu am ascultat și mulți azi și vorbit în studio, în partea la tuturor. Parcă, știți, să-l arătați pe Stoianoglu acolo, parcă în timpul ăsta Partidul Liberal nu era partea guvernării. Și parcă, în general, puterea a fost preluată de la comuniști, atenție, nu datorită lui Platon. Votul lui a fost acel de aur. Noi am sunat și pe Stoianoglu, care să deschidem aici paranteze și cărțile. Noi... În această emisiune am chemat multă lume,
Nu, eu, corect, și eu încerc să spun ca că să înțelegeți, ei, uitați-vă și în plus la ce spuneți, domnule Rostele, foarte multă lume, eu nu o să le dau acum numele, inclusiv invitații care astăzi au fost chemați. Eu ce să înțeleg, că multă lume nici nu vrea să discute despre... Încercăm să vorbim și în felul și altul puțin, adică ca să acest discuție în jurul procurorului general și în jurul procuraturii, sigur că ridică mai multe semne de întrebare, fiecare are opinia lui. Eu nu mi-am creat opinia că există șuturi într-o singură poartă și doamna, apropo, fost ministru de Justiția României și eu am spus că e nevoie de un raport să evaluăm activitatea lui. Adică nu putem să spunem că el e vinovat sau nu vinovat. Sau a poate întâi raportul și după asta aprecierile? Că mi-a luat merge viceversă. Întâi aprecierile și acum... Credeți că orice raport n-ar apărea o să îi fie calificat domnul Stoianoglu ca fiind un politic... Nu, stați puțin. Raportul depinde de cine o face și cum o face. Corect. Aici e adevărat. Depinde cum a sărăte raportul. Depinde cum a sărăte raportul, pentru că eu sper că acest raport să fie unul decât obiectiv, în sensul în care să fie... Acolo să fie și un membru numit de domnul Stoianoglu, decât am citit o lege, nu? Eu cred că domnul ăsta care să-l numească... Da, vă spun. Așa, care cu siguranță va avea opinie separată. Deci, bine. Astăzi putem spune ce s-a întâmplat. Eu cred că politicul și aici pasul ar trebui cumva să examineze întregul cadru juridic pe care l-a moștenit, pentru că deci, toate luptele acestea în jurul procurorului general sunt din cauza că procurorul general are funcția superioară în procuratură, poate retrage orice dosar, poate da indicații pe orice dosar, poate mura orice dosar. Sau poate clasa orice dosar. Ca să se mai întâmple chestia asta, eu am și propus de câteva ori. În primul rând, Procuratura Anticorupției pe modelul italian trebuie descos din gestiunea Procurorului General. În Italia îl numește Parlamentul Procurorul Anticorupției. Deci, eu propun cel puțin ca să fie scoasă Procurorul Anticorupției din cadrul Procurorului Generale, să fie modificată legislația și Procurorul Anticorupției să fie numit de Parlament. Azi e pas, mâine o să fie altă parte de și perioada. Și 4-5 ani, nu mai mult, pentru că cât mai mult stă într-o funcție un om, cu atât mai rău, din punctul meu de vedere. Da. Ok. Revenim la discuție, avem o scurtă pauză de publicitate, continuăm discuțiile, inclusiv despre nu e Panama, e de această dată este Pandora Papers. După o scurtă pauză, stați aproape. Doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct la ora expertizei. Foarte scurt, am vrut să spun aici o chestie care pe mai mulți care sunt antrenați în actul justiției îi interesează și îi doare chiar, și anume chestia legată de mandatele de arestare. În lumea civilizată, mai nou și în România și în Statele Unite, cum știți foarte bine, este așa o noțiune care se numește cauțiune. Deci când persoana este reținută de poliție, de procuror, dus în fața unui judecător de instrucție, prima ce face judecătorul, îl întreabă pe cel care este adus în fața lui dacă el poate plăti o cauțiune. Pentru că arestul este o chestie excesivă și dăunează fiecare om, vă dați seama. Intervenție brutală în viața omului. Ceea ce nu se întâmplă în Republica Moldova. Și de aici apar foarte multe abuzuri, foarte multe discuții, foarte multe persoane, pe infracțiuni ușoare, mai puțin grave. Sunt arestate în loc să stea acasă, să plătească acolo, de exemplu, știți, cauțiunea are mai multe elemente. Unul dintre elemente este că dacă persoana este declarată vinovată, banii merg în bugetul de stat. Statul nu trebuie să întrețină o persoană 30 de zile sau 60 de zile cât merge urmărirea penală, să cheltuie banii în pușcărie, să-l îmbolnăbească în penitenciarul numărul 13 și să-i plătească după asta prin cedul bani. Și eu cred că pentru asta ar fi o chestie depinde de persoană. El cauțiunea și fuge la Londra? Nu, da. Eu am depinde de persoane ușoare și mai puțin grave ca cauțiunea să fie obligatorie pentru judecătorul de instrucție, obligatorie, doar în cazul când persoana refuză să plătească cauțiunea, să aplice alte măsuri. Domnule Mihăieș, da. Evident, codul penal și codul de procedură penală e necesar să fie revăzut. Mai sunt acolo modificări care au fost făcute pentru ca și Direcția 5 și alții domni și doamne să poată să beneficieze de prezumția nevinovăției mai bine decât alții și să existe tot felul de motive rezonabile pentru a pune pe cineva la respect, etc., etc. Clar, există dosare mare despre care procurorul general știe. Este la curent sau dimineața când vine la birou, întreabă sau primește nota de parcurs. Ce s-a mai întâmplat pe dosarul A, B și C? Alea roșii, alea mari. Într-un an și jumătate, iată, noi discutam și în pauză, dar
Într-un an și jumătate, evident că... Deja doare, dar deja câte, doare, ceva, cât, da, câte ceva se putea de făcut. Aici vorbim și despre dosarul cu renumitul Culioc și cu Bahamas. Este incert și nu este clar cum s-a întâmplat cu Platon, că a fugit și acum este în Londra și în general că a scăpat de pedeapsă și cum, modul în care s-a întâmplat acest lucru, etc., etc. Iată, la aceste întrebări, evident, va trebui să răspundă și cei care vor face evaluare la Procuratura Generală. Întrebarea e, ca să încercăm cumva să rezumăm, pentru că ne așteaptă și Oceania. Ce urmează? Cu ce se va finaliza toată această epopeie? Bine, scurt ar spune în felul următor. Sigur că Procurorul General trebuie să răspundă în fața societății. De ce nu sunt niciun fel de bani întorși în bugetul de stat din furtul miliardului? De ce toți mari învinuiți pe marile dosare sunt peste hotarele Republicii Moldova? Și repet, lucrul ăsta ar trebui să-l citim într-un raport al acelei comisii care așteptăm să fie de evaluare de la Consiliul Procurorilor. E clar că bună ziua că ceva nu este bine în procuratură. Aceste dosare, nu de 2 ani de zile, apropo, dar de 7 ani de zile strânează și se murează pe procuratură. Și prin cea anticorupție inclusiv. Dacă cineva urmărește ca să fie atinse termenele de prescripție, atunci mie e clar. Atunci totul e clar și explicația e simplă. Este interes de a surveni termenul de prescripție în dosarele de mare corupție, la unele 7 ani de zile, la altele 10 ani de zile. Deja la 7 ani de zile s-au împlinit prin multe dintre ele. Degrabă o să fie 10 ani. Și la 10 ani, știți ce o să întâmple? Judecățile o să dea sentință de condamnat pe cutare în baza articolului cutare, însă din cauza că a intervenit articolul privind prescripția, el eliberat de răspundere penală. Iată, dacă noi teoretic schimbăm poimenii procuror general, numiți oricare nume, de exemplu, dumneavoastră, cum credeți, în cât timp ați fi rezultate despre care vorbiți dumneavoastră? Dați serios. 6 luni, eu cred că un procuror care cu adevărat ar dori să cumva să lupte pentru dreptate, pentru recuperarea banii. Adică în 6 luni o să fie acumulate toate probele ca să dosare, știți ce e mai interesant? Că dosare în judecată sunt foarte multe pe furtul miliardului. Toți figuranții ăștia care au fost implicați cumva în cele 3 bănci, administratorii deja și-au luat sentință în prima instanță. Știți foarte bine. Narcomanii, cine mai erau pe acolo, da? Prima e alta, că banii care au ieșit peste hotare n-au fost recuperați. Dar în 6 luni, credeți că un alt procuror poate să facă... Bine, eu nu zic că lucrul ăsta se poate întâmpla în 6 luni, dar eu zic aproximativ în 6 luni. Pentru că trebuie o comisie rugătorie... Nu haideți un an, da? Plus minus 6 luni, un an, pentru că trebuie să duci în țările respective unde sunt banii. Să faci comisie rugătorie. De ce nu se fac comisie rugătorie? Asta e o întrebare foarte interesantă. Eu nu sunt convins că ele nu se fac. Noi nu avem de unde să știm. Dosarele este secrete. Înțelegeți? Mine asta și mă deranjează că spațiul public se vorbește, parcă cineva le-a văzut dosarele și ele. Dar ele dacă secrete... Nu, ele a fost în Parlament. Eu aș vrea, domnule Mihaiș, domnule Osalep, mă iertați, pe departe să vă întrerup, dar imediat o să revenim la inacțiune, la ceea ce vorbeam înainte de emisiune, că e la subiect. Ca să îi oferim și domnului Carp ocazia să ne spună, răspundă la această întrebare, ca să trecem la celălalt subiect. Cum ar trebui să se întâmple lucruri sau ce se va întâmpla mai departe? Domnul Mișu, acest dosar nu se începute de ieri, ci unele dosare sunt pornite de 8 ani de zile. Mă refer la acest război între Stoianoglu și Morar. Ce să înțelegem noi și logic, ce se va întâmpla mâine? Ce ne dorim noi este că CSP-ul se expună la această sesizare pe care am făcut-o, da? Dar totodată CSP-ul are și alt mecanism de evaluare de cea procuraturii despre activitatea lui. Deci una cu alta nu se exclud, da? Cu această sesizare care am făcut-o, dar și cu evaluarea procuraturii generale. Noi nu vorbim doar de procuror general, vorbim despre activitatea în general a procuraturii generale. Și în acest context, CSP-ul are de întreprins două acțiuni. Prima, să dea răspuns la sesizarea care am făcut-o. Am sau nu am dreptate. Cea de astăzi a fost, nu a avut quorum. Deci fiindcă trebuie să fie două treimi. Da, și mâine e posibil să nu aibă quorum? Mâine la sigur, nu, din câte am înțeles. Coincide ora cu CSM-ul. Da, este făcut intenționat după mine, dar indiferent de faptul că va fi mâine, va fi poi mâine, va fi peste o săptămână, oricum vor trebui să dea răspuns la sesizarea pe care am făcut-o. Da? Pe de altă parte, deci CSP-ul are baza legală care să înceapă evaluarea activității Procuraturii Generale. Și au și acest mecanism
Și o să vedem în viitorul deci apropiat cum sau ce răspuns voi primi la această sesizare. Eu și totodată despre faptul dacă ei se încep evaluarea activității deci procuraturii, așa după cum prevede legea. Bine, dar cu două treime, de ce nu schimbați legea? Pentru că asta e lege organică, nu? De acord. Asta e, înțelegeți, vă spun ceva pe care dumneavoastră știți. Au fost puse multe capcane de astea micuțe pe toate legislația. Domnul... Uitați, din cauza că la două treimi tot e o capcană, apropo. Domnul Mihai, am luat act și am să mă gândesc la propunerea care ați făcut. Vreau să vă întreb dacă mai credeți că Plahotniuc va fi găsit, reținut, adus acasă și judecat. Așa, foarte... în câteva cuvinte. Da, nu? Cu rezultatele pe care le-a demonstrat deci procuratura, iarăși nu vreau să personalizez în jurul unei persoane, vorbesc în general, procuratura generală până acum, eu nu am mare speranță dacă nu își intensifică și își schimbă atitudinea privind activitatea sa. Discutam înainte de începutul acestei emisiuni, discutam cu domnul Ostalep despre această investigație de proporții sau aceste scurgeri de informații de proporții, Pandora Papers, care cumva ne dă nou de înțeles cum politicieni, câți acolo sunt, vreo 600 de politicieni sau nu știu câte sute de politicieni, cum obțin tot felul de fluxuri financiare și le ascund prin paradisuri fiscale, bani proveniți din diferite activități nu neapărat legale. Printre personaje este și Vladimir Plahotniuc și acolo vedem că de fapt centrul sau nucleul financiar sau acolo unde trezoreria offshore a lui Plahotniuc se află în Oceania, Noua Zeelandă, și o companie pe care nu cred că contează acum să-i spun exact numele, este de fapt doar o piesă, ai compania mamă, compania fiică în Cipru, despre care Jurnal TV a vorbit în 2018, am aici până și investigația, am găsit-o din arhivă, din 15 februarie 2018, care spunea același lucru, iar domnul Ostalep spunea că aceste lucruri oricum se cunosc. Iar întrebarea e, se lovește de inacțiunea factorilor de decizii care oricum nu vor face nimic. De ce spuneați acest lucru? Deci eu și amul mă apropiez de rest. Puteți să citați ce a spus astăzi ministrul de externe despre declarația lui Stoianoglu? Trebuie să o găsesc, dar... Ceva de genul că să nu afecteze relațiile cu partenerii noștri externi și altă foaie verde, așa? Ceva de genul este. Plus minus... Da. Spuneți-mi, vă rog, în analiza asta doar care că, doar că cu redactura necesară. Da. Iată tot ce arătați dumneavoastră acolo. Asta e undeva anii 13, 14, 15, corect? Ceea ce vedeți aici e vorba, dacă mă ajut, e vorba despre investigația de acum sau investigația din 2018? Nu, dar cifrele de când? Nu e vorba de investigații. 2016. Când și-a cumpărat imobilul din Elveția. Da. Cam asta înțeleg. Spuneți-mi, vă rog, colegii noștri din Statele Unite, guvernul Filip în ce an l-a legalizat și a spus că asta e viitorul nostru și îi susțin reformele? Câțiva ani mai târziu. Sau tot în același an. Ei știau despre asta atunci, da sau nu? Eu presupun că știau. Și nou ne spuneau și ce? Că este viitorul nostru. Trebuie de demonstrat. Iată atitudinea mea prin exemplu este. De ce am râs înainte emisiunii și am urât. Și partenerii externi, da, eu sunt de acord și sunt oameni foarte mulți cum Scade care vor bine Moldovei și așa mai departe. Asta e cu siguranță. Dar noi trebuie să trecem deja de mult după 30 de ani, infantilismul ăsta, să ne orientăm numai la un drapel sau altul. Pentru că oamenii de afaceri, politicienii, au interese foarte serioase și ele sunt cu multe zerouri. Și ei n-au să spui nici mie, nici dumneavoastră despre asta, dar o să ne povestească istorie de succes. Și în paralelă se întâmplă și arătați dumneavoastră pe ecran. Și când noi să ne învățăm ca stat, că nu Statele Unite, nu Germania, nu România sau Rusia, a să vină și să ne construiască drumuri, a să lucreze în locul nostru în poliție și a să descopere infracțiuni, dar noi a să știm să ne apărăm interesele și să nu permitem să ne fure țara, iată atunci să fie cu totul altă situație și noi n-ați ne uităm la așa documente. Dar asta totul e posibil pentru că nu americanii le-au dat voie, dar noi. Doar
ați văzut, nu e vorba doar despre Republica Moldova. Da, în general, noi am vorbit... suma de care se vorbește despre Plahotniuc, în comparație cu mai mari miliardari ai lumii care își țin conturile în offshore, e destul de modestă. Dar pentru Republica Moldova este o sumă enormă. Da. Am spus, în части касающиеся. Și de asta eu mă uit la documentele astea. WikiLeaks până astăzi există în internet, dar nu cred că cineva citește. Cu toate că asta descoperă partea reală a politicii mondiale. Și asta chiar e foarte interesant. Dar cine citește asta? Fix așa, documentul ăsta știri de o zi. Deja apoi mâine noi să uităm de dans. Noi vorbim despre o anchetă, despre așa zise scurgeri. Sunt investigații în baza unor scurgeri de informații care provin din mai multe state, care confirmă, de fapt, investigațiile pe partea de paradisuri fiscale unde și-a concentrat Plahotniuc. Dar ei nu oferă cetățenii contra banilor. Dar ei nu oferă offshore-urile astea. Dar ei nu beneficiază. Întrebarea către domnul Carp. Noi ce să facem? Să constatăm că astăzi jurnaliștii de investigație de talie internațională sau comunitățile de jurnaliști fac mai multă treabă decât organele unui stat, organele de drept. Nu, domnule, ce domnule, urmează noi, să faceți? Noi am discutat mai mult în emisiuni. Din păcate, din cauza că instituțiile de drept, în loc să acuze, ele se scuză în Republica Moldova pentru unii care sunt implicați deci în furturi. Noi avem portaluri, ziare, jurnaliști de investigație care au făcut publice mai multe date decât, deci propriu zis, sau au făcut mai mult decât au făcut Procuratura Generală. Deci, iarăși, fac trimitere la ceea ce a spus și doamna Macovei. Deci, persoana care este în fruntea unei instituții dă tonusul că această instituție să activeze într-un anumit mod. Dacă ai un conducător care vă da tonusul că tot ascundem sub preș și nu deci, protejăm anumiți hoți, instituția va acționa exact așa și nu altfel. Vă avea în frunte o persoană activă care vă dori să schimbe deci, anumite lucruri. Deci și activitatea acestei instituții se va intensifica. De aceea, față de instituțiile de drept de Republica Moldova, nu se cere decât ele să-și intensifice activitatea pentru a minimaliza asemenea acțiuni pe care le-a făcut unii politicieni care au furat, după care și-au dus bani în zone de offshore și-au legalizat afacerea și mai departe au acaparat deci un stat pe care l-au ținut deci sub control. Deci asta e tot. Când tu ai instituții de drept, de regulă justiția curăță clasa politică. Asta trebuie să ocupe justiția. Când tu ai politicieni corupți, tu pur și simplu îi scoți din acest mediu și mai departe... Deci faci loc cazul în care justiția... Dar în cazul când tu nu ai justiție... În cazul când tu nu ai o justiție, deși există asemenea situații pe care noi le-am văzut cu Plahotniuc și alții care... Vă rog, credeți-mă că nu-i doar el. Eu sunt convins că sunt și alți politicieni care și-au dus... Deci care banii furați au dus în zone offshore. Domnule Mihaiș, 30 de secunde. 30 de secunde. Sigur că sunt câteva dosare mari de răsunet și de rezonanță care procuratura, toți procurorii generali care au fost până acum, le trenează, le murează și trebuie să vină într-o bună zi un procuror general care să aibă curajul să deslege aceste dosare, pentru că e vorba de câteva miliarde de euro care trebuie să vină în bugetul de stat. Și ceea ce vedem noi... În mintea dumneavoastră, există un nume care ar putea să dea tonul, așa cum spune, măcar. Eu nu mă apuc acum să dau un nume, că n-ar fi corect, dar bun, nici nu cunosc. Bun, nu să cunosc. Dați nume. Aveți măcar această persoană? Poliția, care aveți un nume? Nu. Sigur că, haideți să fim corecți. Aici trebuie să existe totuși un om din procuratură care a lucrat măcar 5 ani în procuratură pe dosare, care știe cum se face un dosar penal. Dacă pui acolo un polițian, nu faci nimic. Și care nu a avut... Mai ce am vrut să zic, dar ultimii 5 ani el practic... precis cu care participa. N-a avut tangenți cu niciun dosar politic sau la comandă politică. Haideți să vă spun altfel. Complicat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune. Cu siguranță revenim la acest subiect. Doamnelor și domnilor, noi ne revedem lunea viitoare la aceeași oră. Toate bune!